Moarte suspectă în capitală, un tânăr a căzut de la etajul al 25-lea al unei clădiri de birouri, unde este și un cunoscut restaurant. Înainte să moară, bărbatul a mâncat acolo de seară. Anchetatorii au în calcul mai multe variante, dar momentan pare că merg pe ipoteza sinuciderii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Era ora 22:20 când a sunat telefonul în dispeceratul de la 112. Un bărbat fără respirație fusese găsit lângă o clădire de birouri din București. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 2, au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi precipitat de la terasa unui imobil din sectorul 1, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei. Surse din anchetă spun că bărbatul de 25 de ani ar fi venit la restaurantul care se află în această clădire la etajul 25, în jurul orei 9 seara. A venit singur, avea însă rezervare, a băut, a mâncat, iar apoi a ieșit pe terasă, în zona de fumat. Din acel moment însă nimeni nu l-a mai văzut. Mai multe echipaje de poliție și două ambulanțe au ajuns de urgență la fața locului. Medicii nu au mai putut să facă nimic pentru tânărul de 25 de ani și au constatat decesul pe loc. Trupul bărbatului a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru autopsie. Surse din anchetă spun că bărbatul ar fi avut probleme psihice și ar fi fost internat de mai multe ori la spitalul Obregea. Polițiștii au luat legătura cu familia și încearcă acum să afle motivele acestui gest extrem. Știm foarte bine că perioada sărbătorilor coincide cu un vârf de sarcină în materie de gesturi grave. Sinucideri sau agresiuni sau, eu știu, tot felul de violențe, fie asupra propriei persoane, fie asupra partenerului de viață sau a familiei. Experții criminaliști spun că modul în care totul s-a întâmplat indică faptul că bărbatul ar fi avut un plan bine pus la punct. Sunt nenumărate cazurile în care fiecare dintre cei care și-au propus să-și ia viața și-au făcut o regie. Sinucigași își oferă, nu în toate cazurile, dar este foarte posibil ca aici să avem de-a face cu așa ceva, își oferă o masă, își oferă o clipă de relaxare înainte de gestul final. Cazul a fost preluat de Tribunalul București și Serviciul Omorului, iar rezultatul autopsiei va stabili exact care a fost cauza morții.